Da, știu, poate de multe ori n-avem chef să mergem la minat. Poate de multe ori treaba cu minatul e foarte plictisitoare. Dar vă gândiți că putem să facem rost de iteme mult mai ușor. Pentru că Minecraft-ul ne pune la dispoziție tot ce avem nevoie să construim ferme, astfel încât să ne ușurăm munca. Dar de data asta și în videoclipul de astăzi o să vă arăt cum să construiți o fermă de iron eficientă. O fermă ce va produce iron chiar și atunci când voi construiți. Salut, eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod pe canalul meu. De data asta o să construim o fermă de iron. Dar nu înainte ca acest episod să înceapă, nu uita să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe, pentru că mă motivează enorm să postez în continuare, și pe clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un episod nou pe acest canal. Hai să înceapă episodul. În prima fază o să avem nevoie de un bloc de construit. Și pentru că e o fermă de iron, eu m-am gândit la iron. Și nu pentru că e blocul meu preferat și îl folosesc cam la toate construcțiile, gen ferma aia de acolo. Nu de asta. Îl folosesc aici pentru că trebuie, nu că îmi place mie, nu. Bun, să începem construcția. Ridicăm, în prima fază, nu trebuie să fie la nivelul ăsta, da? Deci nu trebuie să fie la nivelul solului, nu putem să facem aici fermă. Trebuie să o ridicăm puțin mai sus, astfel încât acești iron golem să nu se spawneze pe sol, da? Trebuie să fie undeva în aer, să n-aibă unde să se spawneze, decât pe platforma pe care o construim noi. Așa că o să ridicăm de la pământ 6 blocuri, da? 6 blocuri, ceva de genul ăsta. Bun, după ce am ridicat aceste 6 blocuri, punem deasupra aici un piston. Țineți minte, pistonul trebuie să fie normal, nu e necesar să fie sticky, nu avem nevoie de sticky aici. Și îl plasăm, ceva de genul ăsta, cu fața în sus, da? După ce am făcut toată treaba asta, în partea asta plasăm 3 blocuri în felul ăsta. Iar mai apoi aici în capăt, un singur bloc. Și aici mergem cu 2. Ca într-un final să arate ceva de genul ăsta. Iar aici o să plasăm un bloc așa, da? La nivelul pistonului. Cum avem nevoie de niște repeatere și ceva redstone. Și va trebui să plasăm aceste redstone repeater în felul ăsta. Cu fața încolo, plasăm 2 și le dăm la maxim, da? Adică la al treilea tic. Ne întoarcem și plasăm încă 2, dar cu fața încolo. Și la fel, la ultimul tic de aici. Plasăm redstone aici, redstone aici. Cam așa ar trebui să arate după ce ați plasat redstone-ul. Bun, acum avem nevoie de 2 blocuri întregi, care trebuie să le plasăm ceva de genul ăsta aici. Adică apăsăm pe cel redstone, dar nu vrem să-l dezactivăm, deci el nu trebuie să arate așa, trebuie să arate așa. Cu shift-ul frumos, bam, și arată cam așa. Acum va trebui să construim platforma pe care o să stea sătenii, da? Pe aceste repeatere plasăm blocuri cu shift-ul ca să nu le dezactivăm și nici să le schimbăm poziția. Iar mai apoi peste aceste repeatere va trebui să plasăm paturi. Culoarea paturilor e irelevantă, puteți să folosiți ce culoare vreți voi, eu am ales roșu pentru că se potrivește cu redstone-ul și cu culoarea albă a blocului de iron. În capătul paturilor va trebui să așezăm 3 compostere în felul ăsta, spre piston, da? 3 compostere cu direcția către piston. Hai să dormim pentru că se face zi și dormim și în paturile. Următorul pas, o să avem nevoie de niște trapdoor-uri pe care va trebui să le așezăm în poziția asta. Iar mai apoi aici să punem un bloc care o să fie spart, pentru că trebuie să mai așezăm niște trapdoor-uri în poziția asta. Pac, pac, 3 bucăți una peste alta, iar mai apoi facem treaba asta și să arate așa ca un scaun, să spunem. Blocul ăsta putem să-l spargem, dar nu acum, pentru că va trebui să construim și marginea cu ajutorul lui. Și ăsta acum poate fi spart după ce am construit toată tărășenia asta. Acum pe lângă aceste paturi va trebui să înconjurăm toată treaba asta cu sticlă. Așa ca idee eu folosesc culoarea albă pentru sticlă pentru că se potrivește cu aceste blocuri și arată bine. Voi puteți să folosiți orice culoare cum doriți, nu are nicio relevanță, nu contează, nu trebuie să fie albă. Și înconjurăm treaba asta cu sticlă albă pentru că aici vor sta sătenii. Și facem de 3 înălțime, da? Să fie de 3 înălțime, ceva de genul ăsta. După ce am făcut treaba asta, aici sus o să punem tot trapdoor-uri în același stil ca cel de jos, pentru că acolo va sta un zombie și nu vrem să intre la sătini. După ce am făcut toată treaba asta, putem să scăpăm de blocurile astea, nu mai avem nevoie de ele. Putem plasa sătenii, da? Eu fiind pe creativ, mi-e ușor să-i spawnez aici, avem nevoie de 3 săteni. Acum, eu o să spawnez 3 săteni aici și pentru că ei au compostările, o să-și ia atribuțiile necesare. Perfect. Și s-au făcut fermieri. Acum că am ajuns la nivelul ăsta, o să avem nevoie de ceva hopere. Și nu numai de hopere, și de un spațiu de stocare. Acum spațiul de stocare putem să-l plasăm aici sus la nivelul ăsta și putem să urcăm pe o scară să nu folosim foarte multe hopere. Dar eu pentru că vreau să fac ca acest lucru să fie mult mai frumos, să spunem, o să cobor cu spațiul de stocare
jos și o să cobor cu foarte multe hopere în partea de jos. Am așa ceva. Nu e necesar, nu trebuie să arate așa spațiul de stocare, puteți să-l faceți cum credeți voi că e mai corect pentru voi. Eu vreau să aduc toate itemele la nivelul ăsta, pentru că aici la nivelul ăsta o să locuiesc eu probabil și nu o să vreau să urc acolo mereu să iau de acolo itemele, da? O să-l aduc la nivelul ăsta, facem ca pe mapa de One Block, pentru că dacă ați văzut deja seria de One Block, pe One Block am făcut același sistem. Și o să-l facem cât de mare putem noi, pentru că această fermă e extraordinar de eficientă și o să se umple astea foarte, foarte repede. Și cam așa arată sistemul de colectare, să spunem. Iar aici pe partea de sus o să aduc hopperele la nivelul ăsta. Bun. Acum putem să continuăm cu blocurile. Va trebui să acoperim acești săteni aici, să-i acoperim să nu fie probleme. Pac, 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 ceva de genul ăsta. Deci am lăsat gaura asta liberă. Aici va trebui să vină un zombie, da? Un zombie pe care va trebui să-l prindem pe survival și să-l aducem la fel, cu minecart să-l băgăm aici. Dar eu sunt pe creativ și o să-mi spawnez unul. Dar cum o să spawnez? O să spawnez în așa fel încât să nu moară. O să-l plasez aici, pentru că e zi afară și o să-l afecteze. Și am plasat zombiul. Zombiul stă aici. Bun. Acum ca să-l facem să nu se despawneze. Asta trebuie să faceți și voi chiar dacă sunteți pe survival. Și o să-l numesc zombie. Pentru că nu vrem să se despawneze. Rolul lui aici facă sătenii ăștia să fie agitați, astfel încât să spawneze cât mai mulți Iron Golem acolo sus. Acum, dacă ținem neapărat să avem grijă cumva și de săteni, putem să numim și sătenii. Și o să numesc sătean. Da? Și o să le dăm name tag-ul cu sătean, astfel încât să scăpăm de stresul că ar putea și ei să se despawneze. Sătean, sătean, sătean. Perfect. Și acum totul e bine. Dar la săteni nu e necesar, dar la zombie e necesar, pentru că altfel riscați să se despawneze și să se strice tot sistemul ăsta. După ce am făcut treaba asta, mergem pe partea de sus. Așa ca idee, partea de sus nu e complicată absolut deloc. O să avem nevoie de niște fensturi, puteți să folosiți și de cobblestone, nu e nicio problemă, și să facem treaba asta. Pe partea de exterior va trebui să umplem toată treaba asta, să o îngrădim, ceva de genul ăsta. Perfect, acum e îngrădită situația. Iar aici, la mijloc, va trebui să urcăm cu două ceva de genul ăsta. Iar la nivelul celei de-a doua, va trebui să plasăm sign-uri în felul ăsta. 4 bucăți pe cele 4 laturi ale blocului. Iar deasupra, pe acest sign, de fapt pe toate 4, va trebui să plasăm alte sign-uri în felul ăsta. L-am pus cam strâmb eu. Cred că o să folosesc niște blocuri să pot să-l pun mai drept. O să plasăm ceva de genul ăsta. Pac, 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 și pac. Ca la final să arate așa, pentru că aici o să stea un bloc de lavă. Blocul ăsta de lavă are ca menire să dea damage iron golemilor ce se vor spawna pe această suprafață. Dar ca să ajungă cu capul în blocul ăsta de lavă, va trebui să plasăm două blocuri de apă care să-i aducă din colțurile respective către acest punct. Acest punct e punctul de colectare pentru iron. Și eu o să vină cu capul, pentru că sunt mai înalți, o să dea cu capul aici și o să ia foc. Acum, după cum vedeți, sistemul nu funcționează și nu se spawnează niciun mob acolo, nimic, nimic. Bun, înainte să-l activăm, va trebui să facem o cale de acces. În caz că o să se întâmple chestii pe aici, va trebui să avem o cale de acces să putem accesa toate chestiile astea, da? Bun, eu m-am gândit să o fac cu trapdoor-uri, pentru că mie mi se pare că arată super ok cu trapdoor-urile. Și o să facem pe partea asta, calea de acces, o să fie ceva de genul ăsta. Bineînțeles, putem să înfrumusețăm lucrurile pe aici, nu trebuie să fie chiar așa urâte, adică cumva putem să plasăm sticlă ceva de genul ăsta. Cam așa arată până acum. Încă o dată, chestia asta cu sticlă nu-i necesară. Am făcut-o eu de dragul episodului să încastrez toată treaba asta, să arate cumva mai bine. Nu-i necesară, nu trebuie să arate așa, puteți să o lăsați să fie eficientă. Asta e toată chestia.
Bun, acum, după cum vedeți, nu funcționează, așa că va trebui să activăm chestia asta cu un redstone torch, pe care o să plasăm pe blocul ăsta de aici, blocul ăsta de aici, da? Adică, vedeți sistemul, e blocul de lângă zombie, o să facem treaba asta și blocul ăsta o să ridice zombie în sus, o să activeze setenii și astfel ar trebui să se spawneze sus Iron Golem. Și deja avem unul. Acum o să stai eu puțin AFK aici și vedem câți Iron Golem se spawnează aici sus. După foarte puțin timp, deja avem primele rezultate. Și astea sunt primele rezultate. Mai puțin de 10 minute de când așteptăm aici să se spawneze. Și se spawnează continuu. Acum, dacă vreți să vedeți cât de eficientă e această fermă și să credeți pe cuvânt ceea ce vă spun eu, trebuie să mergeți să vedeți un videoclip de pe Skyblock. Trebuie să mergeți să vedeți un videoclip de pe OneBlock, pentru că acolo am construit o astfel de fermă și merge de minune, produce o grămadă de fier, o grămadă. Dar până data viitoare, eu am fost Ciobi și cam atât. V-am țucat. Bye bye.